Când s-a văzut descoperit, hoțul a încercat să pozeze în victimă și tot el i-a acuzat pe agenții de pază de agresiune. Omul a spus că se afla în cimitir de dimineață să aprindă o lumânare pentru rudele sale. Am fost de-am aprins o lumânare la tatăl meu, după care am trecut și la soacra mea. Am aprins iar o lumânare și când se ies afară m-am trezit cu un baston în cap și cu spray în nas. Mi-a dat în nas, cu spray și în ochi. Cine? Domnul gardian. După care eu m-am speriat și am luat-o la fugă. Ce avea cu mine? Nu știu nimica, n-a găsit la mine absolut nimica. Uitați, așa cum sunt, am avut o cutie de chibrite de-am aprins lumânarea, de-am lăsat-o la mormântul lui soacră mea. Pasnicul cimitirului Sfântul Gheorghe l-a surprins de dimineață în timp ce scotea inelele de bronz de pe capacele cavourilor. Ca să-l imobilizeze, agentul de pază a apelat la bastonul din dotare, după care a chemat poliția. A venit înspre mine, am scos spray-ul lacrimogen, care era în dotare, și i-am dat în față. El a picat, s-a sculat, m-a împins și pe mine și a luat-o la fugă. Am fugit după el, într-un final l-am prins. Am fost sesizați de către agenții de pază despre comiterea unui furt în cimitirul ortodox. În cauză se întocmesc acte permergătoare pentru comiterea infracțiunii de furt. Cei păgubiți sunt hotărâți să-l acuze pe bărbatul prins la furat și să se facă dreptate. Nu cred că avea el conștiință să vină la ora 7:08 să aprindă lumânări, așa, să fie de ortodox, să vină dimineața la prima oră să aprindă lumânări în cimitir. Și din spusele dânșilor, ăsta e un caz care îl urmăresc de se întâmplă mai de mult timp și urmăreau această chestie. În cazul în care ar fi reușit să vândă inelele de bronz, bărbatul ar fi câștigat bani frumoși de pe urma lor. În schimb, dacă va fi găsit vinovat, va petrece până la 7 ani în spatele gratilor.